Cod roșu de precipitații pentru localitățile Farcașa, Borca și Poiana Teiului. Lungimea zăporului trece de 25 de kilometri. Alarmele sună, clopotele bisericilor răsună pe Valea Bistriței. Acesta este scenariul pe care l-au folosit pompierii cu ocazia exercițiului de alarmare publică desfășurat pe Valea Muntelui, în cele trei comune unde gradul de risc este foarte ridicat în ceea ce privește fenomenul de zăpor. Membrii comitetelor locale pentru situații de urgență s-au întrunit în ședință extraordinară și au stabilit prioritățile de acțiune. O atenție deosebită s-a acordat și modului de alarmare a locuitorilor. În zilele anterioare exercițiului au fost verificate sirenele din localități. Principala metodă pentru evacuarea persoanelor din localitățile afectate este autoevacuarea. Persoanele care nu se pot evacua din cauza unor probleme locomotorii, gravidele în ultimul trimestru de sarcină și bătrânii sunt luați în evidență serviciilor locale pentru situații de urgență, prin grija cabinetelor medicale din comună, astfel încât să se realizeze imediat protecția acestora. S-au stabilit pașii efectiv care trebuie parcurși în cazul apariției fenomenului. Ne referim aici la instituirea permanenței la primării, la modalitățile de introducere a semnalului de alarmare și la stabilirea echipelor concrete care introduc acest semnal, la actualizarea planurilor de evacuare și aici tot ceea ce implică actualizarea acestor planuri în zona de persoane care nu se pot deplasa singure, bolnave sau gravide în ultimul trimestru de sarcină. Tot ceea ce înseamnă intervenția serviciului voluntar pentru situații de urgență, flux informațional pentru a avea în condiții optime informațiile de care avem nevoie pentru a asigura o intervenție promptă în cazul manifestării acestui fenomen. În finalul exercițiului a fost introdus semnalul de alarmare în toate cele trei comune. La Borca s-a mers mai departe. Elevii au participat la un exercițiu de evacuare a unității de învățământ în care se aflau, după care pompierii le-au explicat măsurile care trebuie să le adopte în cazul apariției fenomenului de zăpor. Ce e cel mai important pentru stații reale, domnule? Să ne păstrăm calmul. Ca de fiecare dată, prioritatea zero pentru pompieri este salvarea vieților, preocuparea următoare fiind asupra bunurilor, imediat după ce viața este pusă în siguranță.